Relațiile dintre țările române și Egipt sunt mai vechi de un mileniu și jumătate, iar România este una dintre cele trei țări care au susținut construcția unui proiect vital pentru Egipt, Canalul Suez. Aceste informații, dar și multe altele, au fost împărtășite astăzi studenților Facultății de Teologie Ortodoxă din București de ambasadorul Egiptului în România, care a participat la o masă rotundă. Evenimentul s-a desfășurat în sala Teodor M. Popescu și a reunit profesori și studenți. Părintele arhidiacon Ștefan Sfarghie, doctorand al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, a susținut referatul Răspândirea creștinismului în nordul Africii din secolul I până la Constantin cel Mare. Când spunem Africa de Nord, ne referim atât la ținuturile de nord de Sahara, și anume Marocul, Algeria, Tunisia și Libia, cât și la Egipt și Etiopia. În această vastă întindere de pământ, creștinismul a crescut luminos și a furnizat bisericii o generoasă cultură și reflecție teologică. Rădăcinile eclesiologiei contemporane și ale teologiei sacramentale, precum și tradițiile de interpretare ale Sfintei Scripturi, s-au cristalizat în aceste pământuri. Chiar și astăzi există tendința de a trata creștinismul african doar prin prisma misiunilor creștine. În Africa, creștinismul este considerat arătul de islam și iudaism a fi o religie venită din afară. Însă această atitudine este oarecum eronată, pentru că creștinismul s-a dezvoltat în Africa, mai ales în partea de nord a continentului, chiar de la începuturile creștinismului. Cu toate acestea, multe dintre instituțiile creștine au pătruns în ținutul Africii de Nord, ca parte a ceea ce presupunea extinderea influenței și dominației economice, politice și ideologice a Occidentului. Bineînțeles, aici excluzând Egiptul cu Alexandria și Etiopia. La puțin timp după evenimentele legate de moartea, învierea și înălțarea Mântuitorului Hristos la cer, creștinismul a pătruns în Africa și nu este exclusă ideea că aici avem de-a face cu un creștinism de origine apostolică. În Egipt, mai exact în Alexandria, cuvântul Evangheliei a fost propovăduit conform tradiției de unul dintre apostolii Mântuitorului, și anume Sfântul Evanghelist Marcu. Ambasadorul Republicii Arabe a Egiptului, Salah el-Din Abdel el-Saled Ahmed, a ținut prelegerea Egipt, patria marilor religii, culturi și civilizații. Excelența sa a vorbit și despre relațiile foarte vechi dintre Egipt și România. Din 1500 de ani, România a trimis 150 de cavaleri pentru slujba și protecții, catedrala și biserica Sfântă Caterina din Siena. Deci, ce vă spun eu, nu vă spun eu personal, este un studiu la Universitatea Oxford, pe care a arătat ceea ce spun eu acum, că aceste 150 nu s-au mai întors de acolo, au rămas acolo și au format o familie care se numește Al-Jibalia. Jibalia, în limba noastră, cei care stau la munte. Jibalia la noi înseamnă Jabal, Jabal înseamnă munte. Și pe urmă, din acest referat pe care s-a prezentat la Export, s-a constatat că 25% din ei sunt formați din această familie a Jabalia. Și foarte multe cuvinte pe care foloseau ei sunt din origine română. Evenimentul de astăzi a fost organizat de Centrul de Studii și Dialog Interreligios și Intercultural în colaborare cu Centrul Cultural European Româno-Panarab. În cadrul acestei întâlniri, care într-adevăr s-a bucurat de un mare succes în rândul studenților, deoarece noi studiem aici religia vechilor egipteni, studiem creștinismul primelor secole care s-a cristalizat în Alexandria și, bineînțeles, studiem și islamul, am avut plăcerea și prin darul oratoric al domnului ambasador să avem un reprezentant al acestei patrii, să spunem, a marilor religii, așa cum a spus dânsul, egipteanul este un om format pe trei continente, Asia, Africa și zona europeană, mediteraneană, și în același timp are la bază patru piloni, religia vechilor egipteni, religia greco-romană, creștinismul și islamul. Toate aceste lucruri au fost prezentate amplu, a fost făcută o trecere în istoria vechilor relații locuitorilor din țara noastră cu Egiptul și, spre locuitori, încă de acum 1500 de ani, când vlahii mutați de împăratul Justinian au fost încartiruiți în zona mănăstirii Sfânta Ecaterina și încă astăzi păstrează cuvinte și își amintesc de vechea lor origine de munteni, așa cum sunt numiți, și apoi mergând până în istorie treptat la darurile oferite de domnitorul Constantin Brucoveanu, ulterior de susținerea acordată de Alexandru Ioan Cuza în vederea construirii canalului de Suez și în cele din urmă până în secolul 20, când România alături de Grecia și Cipru a fost una dintre țările care au susținut menținerea canalului Suez sub autoritatea egipteană. La final, studenții prezenți au adresat întrebări invitatului, în special pe teme religioase.